E trecut de ora 8, când străpunge liniștea. O bătaie repetată în ușa de la clasa mea. Credeam că sunt cu toți în clasă, mai devreme așa era. Dar probabil mai devreme este clar, mi se părea. Și mă întreb care ușa, să văd cine e. Tu scauzi vorbe vrând să mă impresionez. Dar stai liniștit, măi, pe holul să aștepți. Nu mai ești binevenit, am deschis doar să te întreb. De unde vii la ora asta, pe unde ai umblat? Cu ținuta șifonată și cu părul tău ciudat. Am uitat unde mi-e clasa, un coleg m-a ajutat. Și în semn de recunoștință, o țigară eu i-am dat. Așteaptă puțin! Știi că în Sinaia e un super colegiu? Mihail Cantacuzino? E chiar aici, ușor accesibil! La noi la magazin găsiți mâncare aromată și la un preț bun! Mobilier nou și comod. Clasă spațioasă, proaspăt curățată. Sală de sport amenajată. Loc pentru citit și relaxare. Laboratoare bine dotate. Cel rece, cel mai tare. De unde vii la ora asta? Pe unde ai umblat? Cu ținuta șifonată și cu părul tău ciudat. Am uitat unde mi-e clasa, un coleg m-a ajutat. Și în semn de recunoștință, o țigară eu i-am dat. Aveam un 3 și un 2. Dacă nu o să învăț, mă duc la oi. Era noaptea târziu, nu puteam să învăț sau să mai scriu. Un subpunct la minut, o variantă și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, corigent, exclama la final. Treacă, poate o să mă treacă. Ce dacă doamna are nervi și nu o să mă treacă? Trebuia să-nvăț, ce prost, trebuia să-nvăț, n-ai naiba, treacă. Mă chem afară tare, tare, țigara ta îmi dă căldură. Tutunul este ca o floare, doamne ce încurcătură. În clasa noua nu-mi era firesc de țigări să mă îndrăgostesc. Ce zâmbet de copil am când chilesc. Nu știu, nu știu cine ești tu, unde tragi tu chiul. Vreau problema să o faci corect, dar de ce trebuie? Te văd prima oară și nu credeam vreodată că un necunoscut te-ar face în secunde să dispari din clasă. Să deam probleme doar cu dragoste și spor. Tu rezolvă o integrală și după caietul în gol. Învățai doar înmulțirea ce a devenit din om. Ce om, 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 om. Când erai a noua îți făceai și temele. Acum când te văd pe hol calcule sigările. Ce-ai avut se cheamă 10, acum iar de unde n-ai? Vara ți-o petreci cu mine, ia-ți caietele cu tine. Știi că fără mate viața este pustiu. De nu știi formule, nu știi nimic. Știi că fără ele n-o să treci, eu știu. Ia hai rămâi la mate, hai rămâi la mate. Știi că fără mate viața este pustiu. De nu știi formule, nu știi nimic.
știi că fără ele n-o să treci, eu știu. Ia hai rămâi la mate, hai rămâi la mate. Profa mea nu-mi faceți rău, că am învățat tot anul. Cum de tata la popou, nu mi-ar da nici moroșanu. Nu am cum să învăț mai mult pe bune, doamna doinaru. E panică la mate, că nu ne trece frate. Știi că fără mate viața este pustiu. De nu știi formule, nu știi nimic. Știi că fără ele n-o să treci, eu știu. Ia hai rămâi la mate, hai rămâi la mate. Știi că fără mate viața este pustiu. De nu știi formule, nu știi nimic. Știi că fără ele n-o să treci, eu știu. Ia hai rămâi la mate, hai rămâi la mate. Se zice că fiecare are o problemă mare, dar ce poate să-i schimbe viața, să-i aducă curijența, da? Singură tăcesc, lasa s-o găsesc. Curijența mă însoțește, nici de naibii nu se oprește, nu. Vreau să trec și la română, chiu la geara se răzbună, tu. Flor, nu vrei să primești pe mine să mă treci. Oricât aș învăța, nu pot să trec la sa. Corige, rămân mereu, cinciul la română se ia greu. N-ai de unde copia, te vede prova. Zici asta e, n-a fost să fie. Corige, rămân mereu, cinciul la română se ia greu. N-ai de unde copia, te vede prova. Zici asta e, n-a fost să fie. Motor. Stai, că nu. Ți-a motorul al dreapta. Nu l-ai vândut? Nu. Tu, fii. Hai! Stai că stau cu face poze. Lasă-mă. 3, 2, 1. Tata la popor, mă rog, închide ușa. Mamă, te bas! Și închide și ușa după tine! Nu-i cu minte, proful de învață-mi. O persoană cu ochelie, stai că vine acum Hogea. Oare câtă vână are, cum o arăta Hogea? Cât de frumoasă mare! Cum o arăta Hogea? Fugi, fugi, fugi! Nu ne frică, nu ne frică de hoi!